Evenimentul tragic s-a produs pe DN2 între Siret și Bălcăuți. Un tânăr de 19 ani care se afla la volanul unei mașini a ajuns pe contrasens și a lovit un tir. În urma impactului, prietena băiatului, o fată de 18 ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața. Da, deci au fost două victime. Una a fost preluată de echipajul de prim ajutor de la Siret și a fost transportată la Suceava. Cu amnezie retrogradă, dar stabilă, hemodinamic și respirator. Cealaltă, din păcate, în urma manevrului de resuscitare, am fost nevoiți să declarăm decesul. Pacientă în stop cardiorespirator, fără semne vitale, a fost resuscitată 40 de minute, fără succes, din păcate. Multiple traumatisme. Deci două persoane erau în autocar. Da. În rest, copiii din autocar și șoferul autotrenului n-au avut nevoie de asistență medicală. Din primele verificări la fața locului rezultă că tânărul de 19 ani a frânat pentru a face un viraj la stânga pe un drum secundar. Martorii spun că șoferul autocarului nu ar fi păstrat distanța regulamentară și a izbit mașina. În urma impactului, autovehiculul a ajuns pe contrasens, unde a fost lovit de un autotren. Ajunși la locul accidentului, părinții băiatului au avut nevoie de sprijinul cadrelor medicale de pe ambulanță. Ce ne-a spus cineva aici? Asta cu autocarul l-a lovit din spate și l-a aruncat în camion. Ce e atâta ce se știe? Autocarul a lovit din spate autoturismul? Da, da, da. Și l-a aruncat pe contrasens? Da. Din primele cercetări rezultă că autoturismul în care se aflau doi tineri de 19 ani a fost acroșat din spate de un autobuz, fiind proiectat pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un tir. În autobuz se aflau 57 de persoane, niciuna dintre acestea ne fiind rănită. Din accident a rezultat însă decesul unei tinere de 19 ani și rănirea gravă a conducătorului auto. Cercetările continuă în vederea a stabili cu exactitatea mecanismului de producere a accidentului și a tuturor împrejurărilor în care acesta s-a produs. În autocarul care ar fi provocat accidentul se aflau peste 50 de persoane, în mare parte copii. Elevii se deplasau spre Bulgaria într-o excursie. Ei au fost cazați în noaptea de marți spre miercuri la Negostina, de unde au fost preluați de un alt autocar. Eu iau copiii, duc la școală până mâine, până le vine alt autocar și îi preia. Câți copii urmează să luați? 55, am înțeles, de persoane. Niciunul dintre șoferi nu era băut. Polițiștii trebuie să stabilească acum circumstanțele exacte ale producerii accidentului.